Uitați, sticla se învârte. Da, mă, ce prezentare interesantă. Da, uitați, dragilor, cu flex de aur. Pentru prosperitate și nu știu ce, la doar 53 de lei. Uitați. Da, lasă că mi-au eu una. Hai. Uitați da. Flexurile de aur. Și că de pe vremea egiptenilor, stați așa, uitați ce e. Vedeți? Cum zboară flexurile. Consumăm aur de secole încă din antichitate. Egiptenii foloseau aurul în mâncare și în băuturile lor. Folge de aur de 23 de carate, comestibile, dar cear notă de lux, băuturi dumneavoastră. Vedeți? Uitați ce faină. Uitați cum zboară. Inovație și strălucire. Da? Zboară. Da, aurul vă ia mințile, gata. Băi, dacă e pentru prosperitate, acum 52 de lei nu e mult. Are și vreo 12 grame de 12% alcool. Eu zic că merită. Hai, v-am salutat. E aur adevărat. Uite, și două pahare, acum le văd. Aur adevărat. Hmm? Ce spuneți? Să luăm? Fiecare an ai fost responsabil cu alegerea. Da, hai să luăm. Șampanie. Da, alege una care nu e una fără amprente ca să avem mai puțin ce șterge. Uite, de exemplu, eu mă gândeam să iau așa ceva. Uite, verde. Dulce. Uite, verde. Și stați să vă arăt preferata mamei mele, deși era mama o femeie simplă, ea bea angelii de piersici. Dar dacă e pentru prosperitate cu treaba asta, vom lua cu aur. Ce avem aici?